Stăm de vorbă cu domnul director al Agenției Zonei Montane din România, domnul Latu Lazar. Domnule Lazar, să spunem așa, mă bucur foarte mult că ne-am revăzut. Dumneavoastră ați avut și o expunere astăzi, e adevărat mai scurtă, nu? În cadrul acestui forum. Aș dori să ne precizați care este implicarea dumneavoastră mai directă în ceea ce am filmat noi astăzi aici. Astăzi sunt prezent la această activitate, în primul rând pentru a prezenta instituția din punct de vedere al misiunii care o are, conform reglementărilor legale în vigoare, și mă refer aici la rolul agenției, acela de a elabora și implementa strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, de a elabora și implementa programul național de dezvoltare rurală din România, de a elabora legislație, modele și de a pune la dispoziție a comunităților montane în vederea dezvoltării acestor zone și a creșterii nivelului de bunăstare la modul cel mai concret posibil. Bineînțeles, în același timp, așa cum am și spus, și în atribuțiunile noastre avem rolul de a sprijini organizațiile neguvernamentale, de a se organiza și de a funcționa, și în special mă refer la organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate muntele și problematica montană. Așa cum a spus și domnul profesor Rey, Forumul Montan din România este poate cea mai mare și singura organizație neguvernamentală la nivel național, Pro Munte. Este o organizație care are multe filiale și la care în general am fost prezent, pentru că el reprezintă și un partener de lucru, un partener cu care ne consultăm în vederea elaborării documentelor noastre. Și în acest sens ne dorim ca organizația de aici, filiala Bacău, care sunt perspective să fie una dintre cele mai puternice prin modul de organizare de astăzi, prin prezența factorilor de la nivelul județului, a instituției prefectului, a Consiliului Județean, a Camerei Agricole și, bineînțeles, a primarilor din zona de munte. Sigur, atât instituțiile guvernamentale, cum este Agenția Zonei Montane, organizațiile neguvernamentale, cum este Forumul și altele, bineînțeles, instituțiile de cercetare despre care domnul Rey a făcut vorbire, toate la un loc, prin obiectivele care le au, la urma urmei se întâlnesc în această nevoie a sprijinului comunităților montane, să conlucreze și, într-adevăr, în etapa următoare, comunitățile montane să simtă acest sprijin, să simtă acea bunăstare și, bineînțeles, finalizată cu realizarea și punerea la dispoziția consumatorilor a acelui produs montan, acest produs care prin definiție este un produs de înaltă calitate, prin aceea că este realizat într-un mediu curat, apă, aer, animale care sunt în mișcare și, bineînțeles, acel câștig prin valorificarea superioară a produsului montan să se întoarcă la cel care, într-adevăr, muncește cu adevărat la creșterea animalelor. Sunt aici, sigur, cu bucurie și cu mândrie că această comunitate a înțeles că asocierea este o necesitate. Iată, dragi prieteni, lucruri deosebit de importante, dar cel mai important lucru este faptul că ne adresăm, încă o dată vă spun, vom difuza și integral întreaga discuție de aici, de la Forumul Montan din România. Desigur, filiala Bacău este în atenția noastră în acest moment și aș vrea să vă întreb, domnule director, dacă considerați că se poate extrapola această idee și pe zona de câmpie. Sigur, sigur, sunt organizații neguvernamentale și pe zona de câmpie. Pe noi, cei de la agenție, ne interesează ca fiecare județ cu zonă montană din cele 27 de județe să aibă o organizație județeană filiala Forumului Montan din România, pentru că în acest fel, lucrând împreună, să putem și noi să fim mai eficienți și să ne realizăm în modul cel mai bine spus obiectivele care ne revin. De aici, de la cabana Șoimul, unde ne-am întâlnit, unde am și degustat produse montane, da? Cu marca produs montan, unde desigur s-a discutat foarte mult despre ceea ce înseamnă să valorificăm tot ceea ce putem în acest moment, având în vedere conjunctura economică în care ne aflăm. Eugen Ungureanu vă spune la revedere și vă promit, dragii mei, că vom urmări acest proiect în continuare, cum se va dezvolta, pentru că este un început foarte, foarte bun. Vă mulțumesc, domnule director. Dumneavoastră, și vă urez mult succes în ceea ce faceți.